Albia râului Suceava, în zona localității Vicovu de Sus, este plină de gunoaie. Resturi de materiale de construcții, ambalaje și deșeuri menajere au fost aruncate de localnici pe malul apei, iar acest caz nu este unic în județul Suceava. Tocmai de aceea, trei comisii mixte, constituite prin ordin de prefect, vor verifica începând de luni modul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțuri și rigole în localitățile județului Suceava pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Din comisii fac parte reprezentanții ai prefecturii Suceava, sistemului de gospodărire a apelor, gărzii de mediu și inspectoratului pentru situații de urgență Bucovina județului Suceava. La solicitarea comisiilor la acțiune vor participa și reprezentanții ai gărzii forestiere. Cele trei comisii vor desfășura activitatea în teren până la data de 30 aprilie, conform unui program stabilit pe cursuri de apă și localități. Conform aceluiași ordin, primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava vor sprijini activitatea comisiilor constituite. Accentul va fi pus pe zonele unde s-au produs inundații în anul 2018. La final va fi întocmit un raport care va fi înaintat instituției prefectului.